bine v-am regăsit, suntem din nou la Hello Sănătate, începe trește sănătos și astăzi vorbim despre alergii de vară cu doamna dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în api fitoterapie. Mă bucur să te revăd, Ruxandra. Bine v-am găsit la acest început de vară. Da, în sfârșit, în sfârșit, e vară, în sfârșit e cald, e frumos afară. Dar, dar, <laughs> întotdeauna există un dar. Exact. Ce facem cu alergenii ăștia care nu ne lasă nici oh, vara? Și câți alergeni avem vara? Și care pot declanșa tot felul de reacții sigur, alergice. Hai sigur. să vedem. Așa este și chiar pe persoana persoanele atopice, deci indiferent de vârstă, aceste persoane uh, prezintă simptomatologii specifice alergii, pentru că alergiile de vară pot fi alergii respiratorii, da, declanșate de polen. Am cam terminat cu arbori, rămân florile, rămân în vară uh, cerealele, uh, cele cu spice, uh, gramineele uh, de tip uh, iarbă, ozon, după aceea mai avem puțin mai încolo buruienile. Ambrozia, Ambrozia. dar mai e, cumva, exact, da? Nu începe nu? chiar din, din august. da. Mai avem alergie la mucegaiuri, respiratorii, digestive, avem alergii la diferite legume, fructe, pepene poate să fie, fructele de pădure, știm, extraordinar de sănătoase, dar care... Sunt puternic alergen. Alergia chiar la soare. Sunt persoane da. care fac reacții alergice. Da. Mie mi se mai întâmplă pe mâna expusă atunci când exact conduci este o reacție la, la volan de fotosensibilizare care poate și asta fi. Și puternică. Ani, da, doamna. Da, exact. Deci, de ce? Așa și mai avem să nu uităm și alergia la începăturile de insecte, tot mai frecvente și mai puternice. Și la persoane care nu aveau un teren atopic. da? Deci, asta e partea întunecată a verii, să spunem. De ce? De ce vara poate? Pentru că sunt acei factori favorizanți reprezentat de căldură, umiditate excesivă, de praf și chiar de poluare. Se creează așa ca un strat de ozon deasupra marilor orașe industriale poluate, care accentuează fenomenele alergice, să știți ce manifestări pot apărea, ce declanșează acești alergeni. Deci dacă vorbim de simptomatologia respiratorie, o știm, nas înfundat, nas care curge, rinorea, apoasă, mâncărimi intense, pruritul la nivelul nasului, a urechilor, a ochilor, poate fi rinita alergică, poate fi însoțită de conjunctivită alergică, deci ochi roșii care lăcrimează, să nu strănutul în salve, ce mai avem? tusea, tusea chinuitoare, scăitoare uscată, exact, și în funcție de vârstă se mai pot asocia la copii de multe ori o stare de iritabilitate, nervozitate, tulburări ale somnului, la adus dureri de cap, da? Deci simptomatologia este specifică, de multe ori o confundăm, cum am zis de fiecare dată, cu un guturai, o gripă, vedem însă că ea cedează sau deja persoanele cu aceste alergii sezoniere, știu că la știu, început de, de lună De perioada de polenizare, anului. sigur că da. Și atunci, de asta spun, acum e momentul să începem o desensibilizare pentru alergenii de, de la sfârșitul verii. Este foarte important. Bineînțeles că, totdeauna cum am spus, mergem la medicul alergolog care ne va da diagnosticul de alergie și ne va face testele specifice, ne va da și tratamentul local sau general, dar în paralel, cum am spus, dacă vom încerca o cură de detoxifiere, de desensibilizare, antialergică, antiinflamatorie, cu produse, cu suplimente naturale, nu poate decât să ne facă bine. Hai să vedem care sunt aceste suplimente, ce ne ajută. Deci, în primul rând, vorbim de o alimentație Alimentația, profitați de vară, profitați de legume, fructe, de Totul uh, crudități, proastă, tot, crud, exact. Da, sucurile. Sucul, de exemplu, de pătrunjel are un puternic efect detoxifiant. Da. După aceea la fel omega 3 din, din pește hidratarea este foarte importantă și aici putem să facem o hidratare cu limonade, cu ceaiuri din plante cu acțiune detoxifiantă antialergică și vorbim de păpădie urzică trei frați pătați Mesteacă în AFIN, deci gama este foarte bogată, trebuie doar să știm exact ce ni se potrivește, pentru că, de exemplu, există persoane care au alergie la mesteacă, și atunci, bineînțeles, că nu o să le dau un supliment antialergic care conține mesteacă. Dar să le facă și mai rău Exact, exact. Socul, iară, lavanda, deci fie sub formă de tincturi de extracte gemoterapice și aici avem o acțiune foarte bună pe coacăz negru care este un antiinflamator, un cortizon like natural, da? pe măceșe, muguri de mesteacă în pufos, fagu, foarte multe produse care trebuie făcute scheme pe luni în funcție de simptomatologie și de, de vârstă. Este foarte important. Și dacă tot vorbim de suplimente naturale, trebuie neapărat să amintim cuercitina. Cuercitina care este o substanță naturală care se găsește, de exemplu, în ceapă roșie, dar extractul acesta natural are o putere imunomodulatoare, deci foarte bună, am folosit-o intens și în perioada virozelor, dar are imunomodulatoare și antialergică. Da Deci cuercitina poate fi administrată, datorită proprietăților ei imunomodulatoare, antiinflamatorii, atât la copii, cât și la adulți, fie sub formă simplă, cam 250 de miligrame la copii, 500 de miligrame un gram la adulți, sau într-un complex, cuercitin imun complex, în care avem cuercitină, vitamina C vitamina D3 și Zincul cu acțiune imunomodulatoare și antialergică. Supliment pe care îl găsim la Zenit. Zenit este firma producătoare, firmei care îi mulțumim că iată susține acest proiect astfel încât noi să ne putem vedea și să povestim aici tot felul de lucruri interesante ce țin de sănătate. Ruxandra, îți mulțumesc pentru sfaturile date și te aștept să revii. Să cu te bucuri de, de vară și de zilele și frumoase. Și voi să vă bucurați și nu lăsați niciodată ca aceste alergii să vă scadă calitatea vieții, să nu puteți să vă bucurați așa cum trebuie de mersul în drumeții, de mersul la țară. Deci, iată, cu ajutorul medicului poți face astfel încât să, să duci o viață cât de cât normală, chiar dacă da. ai aceste alergii care pot fi extrem de supărătoare. Mulțumesc din suflet pentru sfaturi, vă mulțumesc și vouă că ne-ați fost și astăzi alături, aveți grijă de voi, rămâneți sănătoși, voi o și începe weekendul, așa că profitați de el. Pe curând!